Astăzi este duminică 23 mai 2010 și mă aflu în municipiul Câmpina, la sediul clubului Columbofil Dove Câmpina. Mai exact stau de vorbă cu domnul Lucian Cercel, președintele UCPR Prahova, dacă am zis bine, da? Da. Bună ziua, domnul Cercel, ce faceți? Bună ziua, în primul rând, bună ziua noastră și tuturor columbofilor prahoveni. Îmi pare bine că ați sosit la clubul la care îmi îmbarc și eu, clubul DAF Câmpina. Sunt președintele columbofilor profesioneni și pei Prahova. În total suntem 10 cluburi care facem parte din această asociație. 4 cluburi au trasee diferite față de ale noastre, zboară pe Moldova, Ucraina, iar noi 6 cluburi, respectiv Câmpina, Breaza, Alunii și Cornu, Comarnic, zburăm peste munte și în afară pe Polonia, traseul prin Polonia, nu? Da. Deci ne-am înființat de anul trecut, în primăvara anului trecut, această asociație. Am reușit să ne adunăm toate cele 10 cluburi, am avut rezultate foarte bune, campioni naționali, de asemenea am reușit să facem și un catalog județean și o expoziție județeană care se desfășoară în fiecare an la Câmpina, așa am hotărât. Am văzut-o și a fost un eveniment columbofil reușit, da, zic eu. Sper că la început avem posibilitatea să îmbunătățim pe parcursul anilor următori această activitate și de asemenea să reușim rezultate mult mai bune față de anii precedenți. Ce să vă spun, un scurt istoric al și clubului DAF Câmpina. Acum 5 ani am înființat și noi ca club de sine stătător. Am fost unul dintre cei care au dorit foarte mult să avem acest club în Câmpina, cu toate că în Câmpina sau în împrejurimea, în apropierea Câmpinii, la Poiana Câmpina, mai există un club columbofil, dar nu am reușit să cooperăm din punct de vedere al uniunilor la care activăm fiecare. Îmi pare foarte rău pentru acest lucru, cu toate că facem parte din uniuni diferite, puteam să participăm la zboruri comune. Și nu s-a reușit, din păcate, acest lucru? Nu s-a reușit. Acum nu căutăm vinovații, dar încă nu am reușit să ne dezvoltăm. În zona Câmpinii sunt foarte mulți columbofili, deci clubul DAF Câmpina are 86 de membri. Am avut și mai mulți, dar s-a înființat un nou club care a trecut la Uniunea din Prahova, de aici, la cealaltă uniune. La FCPR? Așa, la Brebu, un grup de vreo 40 de membri, 30-40 de membri, care au plecat de la noi, fiind din Brebu, i-am înțeles transportul, dar probabil că, din câte știu eu, la cealaltă uniune, la un anumit număr de porumbei, trebuie să se deplaseze în altă localitate. Da. Noi avem alt regulament și de-aia nu, probabil nu ne-am înțeles în... Și cum e viața de președinte la nivel de județ? Haideți să vă spun, suntem aproximativ 800-900 de membri pe tot județul care activăm în aceste cluburi profesioniste. E foarte frumoasă și grea câteodată. E foarte greu să lucrezi cu atâția membri din domenii și medii diferite. Dar sper că am reușit până acum și sper să îmi desfășor activitatea din ce în ce mai bine cu parcursul anilor, cu parcursul timpului, cu învățămintele care le trag de la un concurs la altul. Numai, de exemplu, numai pentru concursul ăsta am amânat și am studiat starea vremii sau traseele sau două zile ca să pot să amân. Eu zic că am amânat bine acest concurs. Să sperăm că mâine vremea va fi mai bună decât azi.
Avem, deci zborul de mâine este de la Sărmășag, undeva la 330 până la 345 până la 315, cam asta e marja, marja columbofilor din partea de nord acestui județ. Chiar 301 km au cei din Bușteni. Până acum am avut 3 etape, au fost foarte reușite, după părerea mea. Sighișoara, Târgu Mureș, Feleacu, lângă Cluj. Acum urmează Sărmășagul acesta, mai avem încă un zbor Sărmășag. Și apoi ieșiți afară? Și pomă, ieșim afară și ne împărțim. Presov, prima localitate, și pomă o să avem dublură în țară. Cu fiecare ieșire în afară, avem o dublură în țară pentru viteză de mifon și fondul care îl executăm în afară. Avem 7 etape de fond, plus sunt 14 de viteză de mifond, între care și 2 posițe introduse în același preț cu cele din țară, care avem în jur de 530 de kilometri. Categoria noastră de demifond nu o putem executa în țară și de aceea am introdus 2 etape de cosice de 550 ca să putem să ne luăm kilometri respectiv. Ce să vă mai spun, sper să iasă în continuare bine. Anul trecut am avut câteva neîmpliniri, dar sper că anul ăsta am început mult mai bine și să continuăm. Să treceți peste ele. Vă mulțumesc mult pentru amabilitatea, domnul Cercel. Nu aveți pentru ce și vă doresc... sunteți oricând primit, bine primit la noi. Și poate ați observat că toată lumea e destinsă, totuși. Nu suntem încă, nu suntem așa stresați sau toată lumea la noi să fac echipe, lucrează la îmbarcare, la aclimare. Știe rolul foarte bine fiecare și... Fiecare și când ne vine rândul pentru aceste activități, ne îndeplinim, încercăm sau ne îndeplinim foarte bine aceste activități. Vă mulțumesc foarte mult pentru mobilitate.